Salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint încălziturile pentru adăpăturile mele, ce mi le-am luat. Sunt un lucru foarte, foarte necesar pe timp de iarnă. Să vă zic așa, în mare, eu am aceste încălzitori de aproximativ o lună, o lună și jumătate. Le-am luat exact înainte de a începe. O să punem așa să vedem. Exact de înainte de a se pune aceste temperaturi foarte scăzute și pot să vă spun că sunt foarte mulțumit, foarte, foarte mulțumit de ele. Apa nu îngheață, nici nu consumă foarte mult, nici nu consumă foarte mult. O să mă uit așa că nici nu vreau să fac vreun fel de reclamă. Da, consumă 15 W. 15 W. Vezi? Foarte, foarte puțin. Foarte, foarte puțin consumă aceste. Și ia uitați, se mulează fix pe aceste adăpături. Eu am luat două astfel de încălzitoare. Vedeți, aici este unul în voliera masculilor. Și o să mergem în partea asta, la altă, să vă prezint și cel de-al doilea încălzitor. Exact așa cum v-am spus. Acum sunt minus 8-9 grade și apa, după cum puteți observa, stă foarte bine. Deci nu îngheață, vedeți? Aici ele au un LED care stă aprins, ceea ce înseamnă că încălzitoarele noastre funcționează. Așa cum vă spuneam, ele se mulează exact pe adăpătoare. Sfatul meu pentru cei care au nevoie de așa ceva este că sunt foarte, foarte practice și de folos. Toți cred că ne confruntăm cu problema asta cu înghețarea apei și tot stăm să punem să schimbăm apa, să schimbăm apa. Cu aceste încălzitoare, eu vă zic, problema dispare. Așa, după cum vedeți, eu le-am puse pe amândouă, sunt băgate în priză și vă spun încă o dată despre aceste încălzitoare, că sunt foarte, foarte bune. Nici nu costă foarte mult. Eu le-am luat cu mai puțin de 10 euro bucata, cam 8 euro bucata. Sunt foarte, foarte bune. Nu am treabă. Apa stă foarte bine la o temperatură de 19-18 grade, ceea ce e foarte bine. Sper să vă fi fost de folos cu acest video. M-am gândit că făcând acest video pot ajuta mulți columbofili cu rezolvarea problemei cu înghețul apei pe timpul anotimpului rece. Sper să vă, exact cum am mai zis, să vă fi fost de folos cu acest video. Și dacă sunt întrebări, vă rog să-mi lăsați în comentarii și vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere.